Bună ziua! Azi avem bucuria de a vă arăta un Fiat Ducato Maxi cabină dublă șasiu. Este o mașină fabricată în 2022, doar ce a venit de la fabrică. Avem mai multe bucăți din această configurație. Este una dintre mașinile care le vindem noi destul de bine la constructori. Cam așa arată cabina dublă, o să vă arăt un pic partea din spate. Am comandat-o cu suspensii ranforsate și cu bară stabilizatoare suplimentară pe puntea spate. Așa arată un șasiu de cabină dublă. Este o mașină pe care o să vedeți mai rar în România. Ele de obicei sunt comandate direct cu UBN. Noi am comandat această mașină pentru cei care vor să își facă pe ea benă basculabilă. Pentru asta e gândită mașina. Urmează să-i punem probabil și un kit de suspensie pneumatică, alias perne de aer pe puntea spate. Bena va fi undeva la 3,5 metri ca și lungime și 2,20 metri ca și lățime. Mai are câteva opționale, pe ea mașina o să vi le arat imediat. Oglinzi mai late, apărători de noroi, dar o să felicitez pe toate. Și așa arată partea de interior când vine mașina de la fabrică. Asta este și cu logo-urile tapizate, cu siglă Ducato pe ele. După cum le puteți vedea, pe toate scrie Ducato. Așa, o să vă deschid imediat și în spate, numai o secundă că a rămas închis. Încă n-am apucat să-i facem pregătirea de livrare la mașină. Și voilà, așa arată partea din spate. În spate aveți 4 locuri, iar în față aveți 3. Așa, aici aveți spațiu de depozitare pentru cei care vor să țină scule. Se pot depozita foarte multe chestii acolo în partea de interior. Fața de ușă de modelier 2022, bineînțeles. Este noul Ducato. Spațiu de depozitare sub plafon cabină. Îl puteți vedea aici. N-am apucat încă să-i montăm partea de Bluetooth. Noul volan de modelier 2022. Și cam așa arată partea de interior. O să vă citesc un pic și opționalele mașinii. Deci, după cum puteți vedea, este un Fiat Ducato Maxi cabină dublă 6+1 locuri șasiu. Mai are pe ea suspensii ranforsate, bară stabilizatoare suplimentare pe puntea spate, tetiere din stofă cu logo Ducato și mai avem pack highway cu pilot automat, aer condiționat manual, oglinzi extra serie cu acționare electrică și încălzire, Alpine radio USB și Bluetooth urmează să-l montăm, scaun șofer cu reglaj lombar și cotieră, scut metalic motor și cutie de viteză, foarte important pentru șantiere, bancheta anterioară cu două locuri care include spătar cu măsuță, asta este, de aici se deschide și așa se deschide el și vă puteți pune aici ce aveți voi de pus, hârtii sau are și cup holder în el. Mai avem un plus, a doua cheie cu telecomandă, proiectoare de ceață, roată de rezervă de dimensiuni normale și apărător de noroi anterior, adică pe față. Așa arată cheile la noul Ducato și, bineînțeles, asta având și pachetul cu mai multe chei, ea are și celelalte chei, încă una simplă care vine la fiecare mașină. Mai aveți aici încă o ială, o puteți vedea acolo, și încă o cheie. Cam asta am vrut noi să vă arătăm legat de Fiat Ducato cabină dublă. Este o mașină care se vinde bine la noi și să sperăm că se va vinde și mai bine pe viitor, pentru că România începe să construiască foarte mult și asta ne bucură, sunt multe proiecte de infrastructură și le dorim toate cele bune la toți. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine, vă așteptăm pe la noi!